Ce este dispozitiv, dragi? Da. Uitați-vă la mine, nu uitați așa. Eu cu dispozitivi nu mă... Dumneavoastră suflați? Suflați în aparatul, dragi. Vă refuzați. Nu, mă refuz. Vă refuzați. Mă refuz natural, mă refuz pentru chestia noastră, că eu mă refuz. Șoferul în vârstă de 34 de ani a ajuns la inspectoratul de poliție din Orhei astăzi dimineață în jurul orei 11. El le-a spus polițiștilor că vine de la hram și pentru că a refuzat să treacă testul la alcoolemie, oamenii legii l-au avertizat că riscă dosar penal. Voi închideți dosar penal pentru mine? Pentru mine o să deschide. Pentru mine? Da, pentru mine o să deschide. Deschide? Da, deschide dosar penal. De ce pricină? Că ați condus unitatea de transport în stare de ebrietate. Cât ați servit? Foarte mult a servit. Da. Dar ce-și vă s-a urcat la lor? Fiindcă am vrut. Unde vă duceați dumneavoastră? La magazin. Dar unde ați servit? Domn Vladimir? Acasă. Acasă ați servit? Acasă. Și ce v-ați urcat? La volan? Am vrut. Să mă urc la volan, într-adevăr. Într-o stare de ebrietate, blin, și este... M-am deplasat la volan. Șoferul Kirchelit a încercat de câteva ori să le explice polițiștilor de ce nu vrea să sufle în alcool test. Eu nu suflu, eu suflu la este. Cum să zici? Ați înțeles? Nu prea. Șoferul va fi amendat și va rămâne fără permis de conducere pentru o perioadă de 3 ani. Mai suflați în aparatul, dragilor? Nu. Nu suflați, da? Nu suflați. Dacă vreți, ne ducem la bolnă. Nici o problemă. Mai este pe internet, nas și eu nu mă te.